Valoarea donației se ridică la peste 83.000 de lei, iar aparatele au ajuns în 4 dintre secțiile Spitalului Județean. Rampe de oxigen, rampe de aspirație, în special pentru partea de copii s-a mers, pe terapia intensivă de la etajul 9 și de la etajul 10, pe terapia intensivă din etajul 4, apoi au mai fost luate 6 injectomate, care au mers tot în terapie intensivă, în cardiologie. Am fost impresionată de faptul că 3.500.000 de clienți potențiali ar putea să beneficieze de aceste servicii, de faptul că 1.200 de medici vor avea ocazia să utilizeze aparatură modernă la nivel european, deci și munca lor va crește în eficiență și va avea rezultate care să îi bucure. Consiliul Județean Dolj își dorește ca și alte companii să urmeze exemplul firmei distribuitoare de energie electrică, iar Spitalul Județean de Urgență din Craiova este pe lista de priorități a autorităților județene. Ne face mare plăcere să-i vedem că investesc aici, pentru că știu că în țările de origine, în Anglia, în America sau în Belgia, de unde vin aceste firme, lucrul acesta se petrece în mod natural și destul de frecvent, adică își fac o imagine, în primul rând, foarte bună făcând aceste lucruri și, în al doilea rând, în fiecare an sunt bani puși deoparte pentru a face asemenea donații. Președintele Consiliului Județean a declarat că au început licitațiile și pentru secțiile de cardiologie și UPU.